Bun găsit, dragi prieteni! Invitatul nostru de astăzi este Alex Glod, absolvent al Universității Lucian Blaga din Sibiu, cu specializare în relații internaționale și studii europene, pasionat de educație, știință și tehnologie, este trainer și uh, TEDx speaker la Storiac. Bun găsit! Bine ați venit! Mulțumesc mult pentru invitație, e o plăcere să, să fiu aici, să mă, mă reconectez cu, uh, cu, anii de facultate. Da, și noi ne bucurăm că ne-ați acceptat invitația. Uh, primul lucru pe care aș vrea să vă rog este să încercați să vă prezentați în 30 de secunde. Bun. Salutare tuturor! Numele meu e Alex Claude. Mulțumesc pentru, pentru introducere. De profesie, trainer, educator, creator și, în esență, lucru care mă descrie cel mai, bun este, cel mai bine este că îmi plac poveștile. Îmi plac poveștile oamenilor, îmi place să îi cunosc dincolo de cum se prezintă pe cartea de, de business, ce anume îi pasionează în viață, ce anume vor să facă cu, cu viața pe care, pe care o au și mă pasionează să cunosc oamenii uh, pentru că fiecare dintre noi cred că suntem trăind în era asta a social media, avem competiția asta de a ne arăta cât mai frumoși, cât mai eleganți, cât mai perfecți ca, ca brand și eu consider că cel mai frumos suntem atunci când suntem reali, autentici și dacă ne acceptăm și uh, autenticitatea, de acolo putem să formăm relații de business uh, uh, puternice, putem să formăm relații umane puternice și uh, la finalul zilei nu va trebui să, să ne prefacem să fim cineva ce nu, cine nu suntem, putem fi noi înșine. Okay. Astăzi este despre povestea dumneavoastră și cu uh -huh. povestea din studenție. Vă mai amintiți prima zi de studenție la, la ULBS? Da, a fost o primă zi atipică, pentru că am ajuns, de fapt, o săptămână mai târziu. A fost un caz, caz atipic, n-am prins marea deschidere și m-am simțit un picuț străin când am intrat în, în facultate. Eram așa, toată lumea se știa, toți, toți deja se formaseră grupurile și apoi, hei, sunt și eu student aici. Prima instanță a fost, a fost așa un pic dificil, dar foarte repede mi-am găsit, mi găsit oameni cu care să, să rezonez și a fost, adică din, de, din momentul în care am ajuns la prima oră, mi-am dat seama că am ajuns în locul potrivit. Adică specializarea care am ales-o pentru că mă pasiona subiectul și era o bucurie să fiu înconjurat de oameni care erau, discutau despre lucrurile alea. Deci era, era am ajuns, simțeam că am ajuns unde, unde trebuie. Okay. Și puteți să ne povestiți o întâmplare plăcută care v-a rămas în urmă. Prima întâmplare la care vă gândiți când vorbim despre. Da, da. A, cred că prima întâmplare, așa, care a, și care chiar a fost de referință pentru mine, a fost când am ținut prima prezentare la, la, la un seminar, a, și a fost despre cartea lui John Stuart Mill despre libertate. Și a fost la invitația la, la seminarul profesorului Bogdan Gheorghiță și am avut emoții incredibile, deci transpirasem, aveam emoții și când credeam că era rândul meu să, să prezint, a fost pauză. Și eram, aoleu, iar mai am de așteptat, nu mai pot. Și m-am dus în față cu ceea ce știam, dar n-am vrut să, să citesc de pe foaie. Deci am vrut chiar să vorbesc direct. Mi-a plăcut subiectul, cartea chiar a fost foarte bună. Și fără să-mi dau seama, în același timp, domnul profesor avea o, o prezentare PowerPoint care în linii mari a mers pe ceea ce am spus și eu Dar nu mi-am dat seama Și îi vedeam pe toți că erau așa Prinși, captivați Și nu înțelegeam de ce <laughs> Pentru că în esență părea așa totul Bine orchestrat de, de dinainte Și ăla a fost, cred că, primul moment în Care am avut un discurs în fața Mai bine de 30 de oameni Și um, cam de acolo a, Mi-a mi -a pornit oarecum traseul ăsta spre, spre a fi trainer Ora aia a rămas referință pentru mine am înțeles. Uh, când vă gândiți la Sibiu, care e primul loc care vă vine în minte? Uf, sunt foarte multe locuri. Adică, primul, primul gând este uh, piața Huet. E, e un loc în care obișnuiam să mă plim. Am și lucrat în zonă. Am, în timpul facultății am fost și uh, barman și ospătar, și eram multe zone, cafenele prin zonă până am apucat să lucrez, dar. Iar ăla ale, e primul loc care îmi vine în minte. Îmi plăcea să mă, să mă așez pe acolo pe la o cafea, la un ceai și pur și simplu așa să mă bucur de, de ce vedeam. Dar locurile cu amintirile cele mai faine sunt, fără discuție, Muzeul Satului și na, mai sunt și bucurile astea de a merge până în Păltinii și Ocna Sibiului. Sunt așa două locuri care, de fiecare dată când mă întorc în Sibiu, eu o mare plăcere să trec pe acolo. Ați făcut parte și într-o organizație de studenți? ISEC. Cum a fost experiența? Ce a însemnat pentru formare? Uh -huh. Ce ne puteți spune? pare, mi se pare că din punctul meu de vedere, oportunitatea de a fi parte într-o organizație de voluntariat uh, în perioada facultății e cea mai bună decizie pe care o, 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 o poate cineva face. Um, eu am, am făcut parte și din organizația studenților la relații internaționale studi europene și, și la ISEC um, și partea bună este că acolo E, e spațiu în care înveți lucruri practice, adică am organizat evenimente, proiecte, um, am adus, uh, am învățat tot ce ține de marketing, de organizare, management de proiect, toate lucrurile astea care, care nu sunt în mod normal în curicula clasică de studiu, dar dacă reușim să o obținem de acolo, lucrurile se leagă și se completează foarte, foarte bine. Um, momentan, sistemul educațional nu prea poate să acopere genul acesta de, de, de competență, și atunci, decât să așteptăm să reterăm studiile, să le dezvoltăm, mai bine facem asta în timpul facultății. Acolo am învățat, adică ca să înțelegeți, eu am început fiind zero barat în marketing, adică când am vrut, a trebuit să fac un flyer cu două fețe, eu n-am știut că pot să printezi pe ambele părți. Am luat două foi și le lipeam. Deci atât de zero eram în materie de marketing. Și în câteva luni organizasem o campanie de, de recrutare pentru tineri care se intre în organizație și stabilisem un record. Pentru, și frumusețea, de ce se întâmplau lucrurile astea? Pentru că totul era foarte rapid. Adică, puteai să iei tu deciziile, nu stăteai sub umbra cuiva care să -ți zică ce să faci, ci se spunea, hei, ăsta e proiectul, vrei să te ocupi tu de el? Hai, du-te, avem încredere în viziunea ta. Și când intri într-un rol de genul ăsta, faci greșeli, dar îți asumi responsabilitatea pentru acele greșeli, te reinventezi, abordezi lucrurile diferit și, la finalul zilei, găsești o soluție. Și asta, mi se pare că e. Un lucru care e foarte important în organizație de Voluntariat, că nu e o experiență perfectă și nici nu ar trebui să fie. E gândită să fie genul ăla de experiență care te testează, te provoacă și dacă la final insiști și scoți din tine ce e mai bun, o să merite. Adică îți descoperi niște competențe și, um, și posibilități pe care nu credeai că le, le ai. La fel cum. După, după acea oră cu, cu domnul Gheorghiță în care am vorbit în public, acolo ne invitau și să vorbim în fața colegilor, să, și să facem training-uri, să, să educăm pe ceilalți. Lucru foarte dificil de altfel, dar pentru că am avut spațiu ăsta de experimentare, n-am tot avut încredere și când am terminat studiile, n-am avut nicio, nicio îndoială legat de care va fi cariera mea. Și atunci e, e locul perfect ca să ne construim cariera de după facultate. Apropo de carieră, cum ați descrie în câteva fraze parcursul de după ce ați terminat studiile și până în prezent? Păi, practic, cum am terminat studiile, mie mi-era clar că vreau să fiu trainer. Așa că mi-am deschis un PFA și am zis, ok, hai să începem. Și am început prin a găsi ONG-uri și proiecte europene unde era nevoie de trainer și m-am implicat oriunde am putut. Și apoi mi-am dat seama că, ok, de fapt, Vreau să creez propriul business, adică să nu depind de, de ce proiecte sunt sau nu sunt, să-mi creez propriile proiecte și să lucrez eu direct cu companiile. Și asta a început în 2014-2015, când m-am și mutat la, în București. Și am început prin a bate la toate ușile pe care le știam, care erau dispuse să se deschidă, ne-am oferit serviciile și ușor- ușor s-a creat o masă critică de clienți. Care ulterior ne-au recomandat, și atunci business-ul a ajuns în zona asta sustenabilă, în care din recomandare în recomandare nu mai trebuie să investești așa mulți bani în marketing și a te promova, pentru că comunitatea deja te cunoaște, te apreciază pentru ceea ce faci, și atunci business-ul are, are viață lungă din, din momentul asta. Și povestiți-ne mai mult. Cum, cum îi motivați pe oameni să, să vorbească mai bine în public și să-și depășească emoțiile? Cum faceți? A... În primul rând, arătându-le că nu sunt neapărat mai bun decât ei. Cumva, în, în domeniul al training există acest clișeu de trainerul super perfect la ceea ce face, care intimidează audiența. Și vin mai mult din zona cealaltă de a arăta cât de uman sunt și simplu, sunt exact ca ei, și că, de fapt, a vorbi în public e o conversație pe care, doar că, pe care o ai în mod normal, doar că cu mai mulți oameni în același timp. Și, într-adevăr, există posibilitatea de a fi înțeles, există posibilitatea să te încurci în anumite cuvinte, dar ce important este, la finalul zilei, să le oferi oamenilor experiență memorabilă. Și poveștile sunt modul prin care reușim să ajungem acolo. Pentru că, în timpul cursului, fiecare își spune povestea, fiecare în... aflăm de unde vine celălalt, prin ce experiență a trecut, vorbim despre eșecuri, despre provocări de-a lungul anilor și vedem cât de mult ne impactează genul ăsta de poveste. Dar pe măsură ce l-auzi pe celălalt, îți dai seama, dar și eu am o poveste similară. Mie de ce mi-e rușine să o spun? Și după aia o spun și eu, văd că și celălalt om răspunde, deja se creează un... Uh, Încurajare să... reciprocă. Da, da, ne, ne încurajăm reciproc mm. și atunci la final fiecare avem setea asta de hai să ne spunem frate poveștile, că uite ce, uite ce, ne, ce ne impactează și cât de mult ne simțim apropiați. Se întâmplă... Am, am pățit și. În, am fost la un liceu în Pașcani și am făcut un cerc de storytelling cu 40 de profesori. Foarte dificil în, în, când să ai așa să te gândești. Și am început prin a împărtăși o poveste de-a mea legat de cea, un profesor care, la care am ținut foarte mult și am invitat fiecare să spună de ce au ales să fie dascăr, de ce au ales această profesie. Și fiecare și-a deschis, și-a spus toate poveștile, și au, au fost mulți care au spus uh, ulterior. Mai a durat foarte mult, că au fost 40 de povești. Dar sincer, ne știm de atâția ani și mergem pe același holuri de atâția ani, dar habar n-aveam de lucrurile astea. Și asta e frumusețea. Adică odată ce îți dai seama că te aduce aproape de ceilalți și oamenii te privesc cu mai multă bunătate și mai multă curiozitate și empatie, um, dispare frica aia de a vorbi în public. Devine deja un, un sentiment de familiaritate. În special într-un colectiv, mă gândesc că de mult contează pentru oameni. Uh, sunteți și autor. Da, da. Exact, exact. În companii, în. Sunteți și autorul la două cărți. Uh, cum e experiența de, de autor? Ce ne puteți spune despre cărți? Unde le putem găsi dacă vrem să le mm -hmm. cumpărăm? Da, da, da. Um... Pentru context, ideea scrie a celor două cărți a venit fix în perioada în care a apărut ideea că pe Amazon poți să-ți publici o carte și uh, practic nu mai aveai nevoie de o editură ca să te, să, să te ducă în punctul respectiv. În mod normal, traseul clasic este acesta. Trebuie să găsești o editură care să spună, da, investim în tine și îți promovăm cartea mai mai târziu și tu primești ceva genul la 17% din, uh, din, uh, din, uh, din mânzări. Și în perioada respectivă se vorbea în 2012 de, uite, Amazon, fiecare se poate, își poate publica cartea și nu trebuie să depinzi de o de editură. Și, fiind tocmai atunci când am terminat facultatea în 2012, mi s-a părut un genul de lucru de făcut în viață. Adică mi se părea, zic, bă, dacă poți, de ce nu? Și prima carte a fost semi-autobiografică, cumva de atunci s-a legat subiectul pe care, despre care povestesc despre storytelling, poveste despre povestea mea și în esență povestea uh, era legată de, de faptul că în copilărie am trecut prin multe experiențe de traumatice care pentru mult timp au făcut să fiu mult mai retras, să nu mă conectez cu ceilalți și căutam să întotdeauna să fiu altcineva decât cine sunt eu. De asta era titlul Be Who, Be Me. Că în esență noi ca tineri, pentru că mai ales având experiențe de genul acesta, ne simțim oarecum... Băi, nu știu, cine trebuie să fiu eu, cum trebuie să fiu. Și e, e presiunea asta de fie ce, ne, ce vor părinții ca noi să fim, fie ce se caută pe piață și așa mai departe. Și pentru mine a fost un proces întreg de a integra faptul că, de fapt, nu trebuie să ne schimbăm într-un anume fel, ci de fapt, trebuie să acceptăm. Uite. Experiențele respective au fost foarte dureroase pentru mine, clar, dar mi-au și dat o sensibilitate aparte pentru ce înseamnă interacțiunea și conexiunea umană. Și am um, în loc să fug de asta și să în loc să par bărbatul perfect și speakerul perfect, mi-am dat seama nu, hai să accept asta despre mine, că e genul de lucru pe care unii oameni chiar le caută. Vor autenticitate, vor sensibilitate, vor acea empatie. Și atunci um, am scris acea carte, tocmai pentru a nu mai fugi de această poveste, de a, a, a fi în, în în, în spațiu public și pentru orice persoană care era tot așa de vârsta mea, pe atunci 22-23 de ani, și era încă în căutare și avea nevoie de o direcție, să le oferă o poveste cu care pot rezona și de la care să poată să construiască și ei pe propriile lor, propriile lor talente. Și procesul a fost că m-am provocat să, să termin cartea până la, cred că a fost 31 octombrie 2012. Și mi-am dădusem vreo două luni ca, ca, timp. Făcusem un eveniment. Am zis, eu în data de cartea va fi lansată. Și practic în fiecare zi pur și simplu scriam. Simțeam că nu aveam de ales. N-am de ales decât să scriu. Trebuie să scriu, trebuie să, ajung acolo. Și cred că e un lucru important, că de obicei când, când scriu o carte, adică nu e, nu e un proces de căutare foarte lung. Când știi, știi. Și când iei decizia că o scrii, o scrii. Nu te oprește absolut nimic. Um, și în experiența scrierii um, licenței foarte proaspătă, deja eram oarecum format. Adică mi-era clar de cum construiești o carte. Aveam experiența proaspătă în minte și atunci am zis, bun, am exersat mușchiul ăsta, hai să-l folosesc încă o dată. Și la fel a fost și cu cartea care, care a urmat. Și a fost uh, genul acela de, de experiență în care mi-am demonstrat că mai dacă vreau ceva, pot. Care e cea mai mare provocare pe care ați avut-o până acum în activitate? Cred că și o provocare continuă. Lansarea oricărui produs sau proiect nou. Adică, cum să zic, fac asta de foarte mult timp și îmi place ceea ce fac și știu că ceea ce fac e valoros, dar un lucru care nu, nu, nu m-a părăsit niciodată și nu cred că părăsește pe niciun antreprenor e emoția dinaintea lansării a unui produs sau unui proiect nou în nume. Pentru că oricât îți faci studiu de piață, oricât îți faci planuri de business, la finalul zilei piața decide. Da. Și e momentul în care te expui, uh, și e un gest vulnerabil, e un gest de, na, te expui către necunoscut, dar e un proces de, de învățare care merită. Adică fiecare proiect, fiecare produs pe care l-am pus pe piață, că a ieșit, că n-a ieșit, a, a avut ce să, ce să mă învețe. Și e genul de provocare pe care o accept, o înțeleg. O, o bună perioadă credeam că, nu știu, nu e ok să am emoțiile astea, ar trebui să fiu mai sigur pe mine, dar după aia mi-am dat seama că, de fapt, nu. Emoția asta va fi cu mine întotdeauna, întotdeauna voi avea această provocare de a lansa ceva nou. Dar îmi dau seama este pentru că și eu, câteodată când mă simt inconfortabil sau emoționat, e clar că e o bună oportunitate de învățare. Așa că îmi accept provocarea. Înțeles. La final, vă propun mm -hmm. cinci întrebări din Chestionarul lui Prus. Așa. Și vreau să vă întreb dacă aveți ceva care urăște cel mai mult, care nu vă place absolut deloc. A, de unde încep? Vreți <laughs> să alegi a, o chestie. Da, da. Nu, a, foarte simplu. A, e un cuvânt specific românesc, dar fățărnicia. Fățărnicia. Okay. Deci nu-mi nu plac oamenii care se dau a fi ceva ce nu sunt și, și mai și se consideră infailibil. Deci asta pe mine mă, a, îmi face pielea de găină. Okay. Și la extrema cealaltă, ce iubești cel mai mult? Ce vă place? joaca și oamenii jucăuși. Adică oamenii care nu, care nu e frică să facă lucrurile altfel, care sunt creativi, așa, un picuț în afara normelor. Aia îmi plac cel mai mult. Okay. Aveți o persoană care este în viață și pe care o admirați cel mai mult? Hmm, iarăși, de unde încep? Foarte, foarte mulți oameni pe care îi admir, că altfel na, nu am crește dacă nu am avea astfel de oameni în jur. Cred că un om la care mă gândesc acum că a, a contat foarte mult e un prieten, Colin. El ne, ne știm de vreo câțiva ani și... E un exemplu pentru mine de cum te poți reinventa după, după mai multe eșecuri și cum întotdeauna există un mod de a-ți scrie povestea în bine. Și atunci pentru el, el e o inspirație puternică. Colin Whitfield e numele lui. Așa. Asta era următoarea întrebare. Ce prețuiești cel mai mult la un prieten? Um, ce prețuiesc? Ce, cred că e capacitatea asta de a asculta și de a înțelege chiar dacă nu e neapărat de acord. Adică mie mi se pare că prietenia este despre a ne susține reciproc, a ne asculta în mod sincer cu ce, ceea ce avem și chiar dacă nu suntem de acord pe anumite lucruri să nu lăsăm asta să ne, să ne dezbine, ci pur și simplu să zicem, ok, așa vezi tu lucrurile, așa le văd și eu, dar asta nu înseamnă că relația noastră nu poate, nu poate supraviețui. Am înțeles. Aveți un moment când puteți să spuneți că ați fost cel mai fericit, la care să vă raportați ca cel mai fericit moment din viața noastră? Hmm. Instinctiv, deci că voi sunt momentele la de apogeu ale carierei și așa mai departe. Sincer, pentru mine, momentele cele mai fericite sunt când poate, nu știu, gătesc și îmi pun o muzica care îmi place și dansez în timp ce gătesc. Adică sunt bucurile astea simple care mi se pare că astea sunt cele mai memorabile pentru că sunt mult mai dese. așa Ce episodic cumva face ca fericirea să pară o chestie distantă și pentru care trebuie să muncești. Și mie mi se pare că fericirea, de fapt, e un lucru pe care îl cultiv zi de zi. Așa că am, am, am încetat să mă mai, mai atașez de momente și mai mult de trăiri zilnice, că alea, alea contează. Mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația. Sunt convins că o să fie uh, foarte fructuoasă pentru cei care o să urmărească. Și vă urăm spor în tot ceea ce faceți. Mulțumim! Mulțumesc și eu și eu le doresc mult, mult succes. E, e o perioadă foarte interesantă să fii student la facultate, dar sper că după anii aici petrecuți, fiecare o să ne formăm în, în adulții pe care ne dorim să fim mai încolo. Sperăm că așa o să fie. Mulțumim! La revedere! La revedere!